Un croitor bătrân locuia într-un sat mic și cosea haine foarte frumoase pe care le vindea la preț mic. Într-o zi vine la el un sătean sărac și îi spune: faci foarte mulți bani din afacerea ta. De ce nu-i ajuți pe săracii din sat? Uită-te la măcelarul din sat. El împarte în fiecare zi săracilor câte o bucată de carne gratuit. Croitorul nu i-a răspuns și a zâmbit ușor. Bietul om a ieșit supărat pe croitor și a zvonit în tot satul că croitorul este bogat, dar avar. Așa că oamenii s-au supărat pe croitor. După un timp, bătrânul croitor s-a îmbolnăvit și nici unul dintre săteni nu i-a dat nicio atenție. Și a murit. Zilele au trecut și sătenii au observat că măcelarul nu mai împărțea carne gratuită sătenilor. Întrebat de ce, acesta a răspuns: bătrânul croitor îmi trimitea în fiecare lună o sumă de bani pentru prețul cărnii pe care o împărțeam gratuit săracilor. Acum a murit și nu mai pot face asta. Nu judeca pe cineva doar pe din afară. El poate avea alte lucruri în viața lui dacă le-ai cunoaște, ți-ai schimba judecata.